Bună tuturor! Azi vă invit în bucătăria mea din Bihor să facem împreună o supă de salată verde cu afumături. Supa aceasta nu doar că este sățioasă și delicioasă, dar mai spală și din păcatele sărbătorilor. Un alt mare plus este că se face cu ingrediente destul de la îndemână și într-un timp scurt. În maxim jumătate de oră, supa e gata. Începem prin a tăia mărunt niște bacon sau șunculiță sau slăninuță sau din toate câte un pic dacă vă place. Bihorul este faimos pentru bucatele sale delicioase, iar supa de salată verde este una dintre acestea. Și evident nu putea să lipsească afumătura, nici măcar dintr-o supă care se vrea tămăduitoare. Într-o oală încăpătoare vom pune puțin ulei și vom pune slăninuța și baconul la prăjit. Le lăsăm să prindă puțină culoare, cât să se rumenească doar puțin, după care vom adăuga și ceapa. Supa aceasta se face îndeosebi primăvara, când avem salată verde, ceapă verde și mărar, dar credeți-mă, după ce o faceți prima dată, o să vreți o repetați săptămânal. Eu am pus și puțin condiment universal, găsiți rețeta printre videourile noastre mai vechi. Nu ne trebuie condimente foarte puternice, gustul ingredientelor va vorbi de la sine. Când amestecul din oală s-a călit puțin, e momentul să adăugăm usturoiul. Știți voi, măsurați cu sufletul. Ca reper, eu am pus 5 sau 6 căței de usturoi destul de mărișori. Stingem totul cu 2 litri de apă și mai lăsăm încă 5 minute pe foc, cât să dea în 2-3 clocote. Vă ziceam la început să folosim o oală mare, încăpătoare. Asta e pentru că salata, când e pusă proaspătă, este tare voluminoasă, dar cu timpul și după ce fierbe puțin, scade destul de mult. Adăugăm și salata, pe care am tăiat-o sau rupt-o, cum zice tradiția, în bucățele destul de mici, dar nu mărunte, n-o tocăm. Primăvara, cât de abundență de verdețuri, îmi place să pun în supa aceasta și puțin macriș sau leurtă și chiar frunze tinere de urzici. Vă recomand să încercați. Bineînțeles că n-ar putea să fie o supă ardelenească fără smântână. Așa că, atâta timp cât supa fierbe pe foc, e momentul să ne ocupăm de liaison sau de îngroșală, cum ziceau bunicile. Pentru asta avem nevoie de smântână grasă. Eu am folosit din cea cu 25% grăsime. O amestecăm bine cu puțină făină, cam 2 linguri la 200 de grame de făină. Bunicile noastre făceau supa aceasta folosind nu doar smântână, ci și lapte prins sau chiar zer. Oricum ar fi, este delicioasă. Bun, supa e aproape gata, deci e momentul să adăugăm ultimele ingrediente. Vom completa cu sare și piper și mărar tocat. Bineînțeles că e mai bun cel proaspăt, în special cel proaspăt de primăvară, dar azi folosim muscat. Amestecăm totul bine și mai lăsăm să dea 2-3 clocote pe foc mic. Între timp, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să vedeți ce rețete tradiționale sau internaționale mai avem. Oprim focul și lăsăm supa să se răcorească vreo 5-10 minute. Așa cum v-am obișnuit la ciorba de burtă sau la ciorba de ciuperci, vom folosi această tehnică de a tempera liezonul. Adică vom adăuga zeamă fierbinte peste amestecul din smântână. În acest mod ne asigurăm că smântâna nu se taie, nu se brânzește când o adăugăm peste ciorba fierbinte. Tehnica e destul de simplă. Adăugăm puțin câte puțin zeamă fierbinte peste amestecul de făină cu smântână, amestecând continuu. Astfel vom aduce amestecul la aceeași temperatură cu zeama și va fi mai ușor să le punem împreună. Cu mare grijă, vom turna liezonul temperat peste supa din oală, amestecând încet. Dacă ați urmat toți pașii, veți obține o supă catifelată, delicioasă și mătăsoasă. Cam așa. Nu-i așa că arată în vietor? E momentul să o servim.
În mod tradițional, supa aceasta se servește cu ou, însă abordările sunt diferite. Unele gospodine sparg ouăle direct în oală, însă mie îmi place să fac teeței din omletă. Nu am fi în Bihor dacă n-am avea niște slănină prăjită, sau cum spunem noi, clisă. Vă invit la masă! Asta este supa noastră tradițională de salată verde. Supă bună și pentru trup, dar în special pentru suflet. Poftă bună!